că ați acceptat să veniți la interviul meu. Bună ziua, Maria! Să știi că la început am zis să nu mă duc, că cine știe în ce dificultăți mă pune pe mine. Maria. Sunt bună, sunt generoasă acum. Trebuie să fii, că este bunicuța cu nepoata. Cum ați început să cântați? La ce vârstă? Să știi că mama mea a fost o foarte bună cântăreață a satului. Eu sunt din satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați. Și n-am uitat niciodată de unde am plecat și toată copilăria mea a fost acolo. Spre rușinea mea, să zic, n-am studii superioare în acest domeniu. Dar e de pe prispa casei. Deci e ceva nativ. Când ați cântat în sate, care a fost cel mai neașteptat și amuzant cadou pe care l-ați primit? Adică, în afară de bani, bineînțeles, cum ar fi, habar n-am, slănină, un pui viu, un porc viu. Deci a venit odată unul cu o găină. Mi trebuia să o primez la nimic, după aia am dat-o în culise. Brânză, slănină, ceapă, carne la garniță. În toate satele pe unde am fost în 58 de ani de cântec, tot timpul a venit la scenă publicul cu ceva. Dar copilăria dumneavoastră cum a fost? Viața la țară este extraordinar de frumoasă și toate jocurile noastre cu toți copiii din sat, când ne adunam pe ulița satului, era extraordinar de frumos. Ați adormit vreodată la școală? Da, pentru că eu, de la mine, de la Ireasca până la Gohor, 5-8 clase, le-am făcut la 2 km. Și dimineața să te scoli, că trebuia să mă îmbrac, să asta și dimineața. Și mi-aduc aminte că era în ora de franceză și stăteam așa, așa de frumos, era soarele, răsărea și eu stăteam așa, și adormisem. Și la un moment dat mă trezesc cu o cretă în frunte. Dată, Velicu, ce faci, dorm? Câți frați ați fost? 8. 5 băieți și 3 fete am fost. Noi împurtam haine unul de la altul, știi? Dacă eu aveam, din 2 în 2 ani am fost născuți, eu hainele mele le purta cel care era mai mic ca mine. Eu purtam hainele celui care era mai mare ca mine. Decât 4 suntem în viață. Da. Ceilalți au mers la Domnul. Cum v-ați cunoscut cu soțul dumneavoastră? Când am venit în București, la ansamblu Ciocârlia, el era sportiv la clubul sportiv Dinamo. Eu, ansamblu Ciocârlia, aparținea tot de Ministerul de Interne. Ne-am plăcut, ne-am căsătorit, am fost mulțumiți până când a plecat la Domnul. Mi-e foarte greu, niciodată n-am săluit și tot timpul îngrijesc de mormântul lui, cum aș vrea să îngrijească și fetele mele de mormântul meu când mă duce la Domnul, pentru că fiecare ne ducem acolo și sunt pregătită, Maria, să știi. Mi-a fost foarte greu, dar viața merge înainte și trebuie să... Văd că v-ați emoționat așa. Da, pentru că de fiecare dată când vorbesc de el, a fost un om extraordinar și simt lipsa și să dea Dumnezeu să fie acolo în cerul, undeva măcar spre margine, să fie la margină de rai, să fie acolo și să mă aștepte și pe mine ca să am și să fiu măcar și atunci să fiu lângă el. Am văzut că aveți o fată și o nepoată. Cum vă înțelegeți cu ele? Am o fată de 53 de ani, ține minte, și o nepoată de 32. Suntem ca surorile. Nepoata dumneavoastră vine să vă spună că hai buni să facem un TikTok, chiar dacă, na, nu? Bineînțeles că da. Îmi place să mă uit, să văd pe TikTok. Îmi place foarte mult și mă distrează și mă bine dispune. Vreți să facem un TikTok? De ce nu? Da. De ce nu? Ce mamă, și ce trebuie să-ți fac? Spune tu, că învață-mă tu. Puneți mâna aici, da? Apoi aici. Tot aceeași mână? Da. Așa și așa. A, deci. Da, e ok. Bine, okay. Mă rog, nu vreau să vă chinui. Credeți că o să ajungeți străbunică? Ce mult îmi doresc. Îmi doresc să ajung străbunică. Nu știu cât de mult m-ar lăsa să îngrijesc eu de strănepot. Nu știu cât de mult m-ar lăsa, dar eu m-aș implica. Dar acum să ne imaginăm că nepoata dumneavoastră ar veni și v-ar spune:
Bunii, eu doresc, de fapt m-am îndrăgostit de un băiat plin de tatuaje, cu cercei, cu piercing, cu păr murdar, cu inele, cu lanțuri, cu motocicletă și vreau să plec, și vreau să plec în lume cu el. Ce ai, ce ați face? Nu există această posibilitate. Ne imaginăm. Nu mi-ar plăcea să o văd nici pe nepoată mea plină de tatuaje, sub nicio formă, că nu i-aș mai da nici card, nu i-aș mai da nimic, nimic. Dar știți de piercing? Sunt inele băgate în ori, în ureche, în nas, în limbă, în... Maria, am văzut așa ceva și aici... că e ceva de groază. Ceva de groază este și am văzut la aia din munte, la... somalezi, la eschimoși, la asta. Da, ei dacă aveau așa, trebuia să, așa era, trebuia să facă. Dar la noi de ce? De ce să mă chinuiesc eu, mă, Maria, mă? Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți la acest interviu. Sper că v-a plăcut. Maria, mi-a plăcut extraordinar de mult și să știi că o să mai vin la tine și vreau să spun că toți colegii mei vor să vină în emisiunea ta. Voi primesc!